vreau să-ți spun ceva. Istoria unei doamne care, de fapt, e eroina reportajului nostru, are 69 de ani, locuiește în satul Cerobcan din Ungheni și la această vârstă frumoasă, doamna Eugenia Voronina continuă să brodeze, Marian. Eu credeam că vrei să-mi spui istoria unui bărbat care a lăsat Chișinăul fără lumină. Nu! Nu, asta altă discuție. Acum însă haideți să intrăm în casa mare a acestei doamne și să vedem ce minunății face. Hai. Eugenia Voronina din satul Cerobcani, Ungheni, este pasionată de broderie din copilărie. Pasiunea a moștenit-o de la mama, ea fiind cea care i-a oferit și primele lecții. Я вышивала котиков. Та старая вышивка была на черном материале. Теперь вышивала на белом. Я уже там придумывала деревья, цветочки на той, чтобы было какое-то разнообразие. Tehnica preferată a meșteriței este cruciuliță și deși vederea uneori o dă de gol, bătrâna nu lasă nicio zi acul din mână. Вышивать больше всего нравится крестиком. Крестиком это легче мне дается, чем гладью. Гладью не так, не получается у меня. А крестиком получается хорошо. Cea mai de preț zestre pe care o păstrează cu mult drag sunt pernele mamei sale, brodate cu cele mai frumoase ornamente tradiționale. Подушки это вышивали еще моя мама. Еще была я маленькая. Это конец 50-х, начало 60-х годов. Încearcă să dedice acestei pasiuni mai mult timp, astfel că o singură lucrare o poate finaliza în doar o lună. Materialele le cumpără de peste hotare, mai exact din Ucraina. Там живёт мамина сестра. И она там покупает и мне передают, пересылают там или привозят, когда я езжу туда к ним, забираю. Dacă unii depozitează comorile în safeuri, doamna Eugenia le păstrează pe perete în casa mare. Iar dacă doriți să le admirați, nu aveți decât să o vizitați.